Moldova este o țară necunoscută în care nu s-a produs turism. Aici turistul găsește absolut tot sau chiar nici nu așteaptă că ar găsi într-un sat tradițional moldovenesc foarte, foarte frumos, cum este Butuceni. Vine lumea, aș încarce bateriile spirituale, fizice, am împuțat-o cu turism și de asta l-am numit EcoResort Butuceni. Am construit cu ideile care vin de la oameni, cum ei apreciază, bazându-ne pe ce avem noi tradițional. Proiectul de competitivitate USAID și guvernul Suediei ne-au oferit un grant cu un sistem de încălzire și este foarte util. Continuăm să facem foc pentru suflet, dar pentru așa confort mai stabil, atunci este implicat acest sistem. Unii să mai vezi pod lichid cu lut. Nu mai există nicăieri în lume și nimeni nu mai știe a face. Că asta e o covată, că asta e un cuptor, că e un cuptoraș, că e o castrulie, o oală. Tot este natural și făcut de mâinile moldovencilor de pe vremuri. Mergem pe calea asta și vom colecta, vom păstra toate tradițiile, începând cu un solișor și terminând cu lucruri mai serioase și chiar tradițiile este spirituale sau nemateriale, cum este bucătăria tradițională. Lucrând cu femei foarte și foarte capabile, care de la bunica, de la mama s-au păstrat tradițiile ca bucătărie, ca ocupații, ca îndeletniciri, ceea ce există la sat. Pentru mine este foarte important acest lucru, pentru că sunt aproape de casă, de copii, de familie. M-am angajat știind că am să pot îndeplini toate cerințele care mi se pun în fața mea, cu tragere de inimă, cum s-ar zice, vin la serviciu. Bucatele autohtone ne stăruim să-i facem 100% de casă. Lovely place, really. I have never been to Moldavia before. Every second I love it. A apărut festivalul DescOPERA, care ar putea aduce faima Moldovei și ar putea aduce turiștii Moldova să găsească aici muzică clasică într-un sat. Este altceva decât poți găsi viața asta la oraș.